izbrašiti skroz, da ne ruši domino. Emilija sam se ne sprimu, ja prosim je tako kako vam, da posta bilo da ne postaje, treja kreka. Perioada în care am trecut cu toții prin tot felul de valuri și de probleme, vreau să vă mulțumesc pentru rugăciunile care le-ați îndreptat înaintea Domnului pentru mine și pentru casa mea, pentru că am trecut iarăși printr-o situație de sănătate dificilă. Acum sunt mai stabil după verdictul doctorului și după ultimile MRIs, cum se zic, cum se numește, remeneuri pe care le-am făcut chiar săptămâna trecută. După ce am plecat de la dumneavoastră, am făcut o tumoră pe creier, după ce am avut un infarct. Și Domnul a fost bun, că m-a ținut în picioare și m-a ținut în viață. Mulțumesc Domnului și din nou mulțumesc dumneavoastră mult pentru rugăciune. Vreau să-i mulțumesc fratelui păstor Ion Ilie, bunul meu prieten din Ploiești. Datorită ploieștenilor m-am făcut și eu căzar. Așa că ziceau ploieșteni. Originar sunt din Sălaj, sat mic, uitat și de asfalt. Însă în ultima vreme mi se pare că a ajuns asfaltul și pe acolo. Dar am crescut la Cluj de la 13 ani și acolo m-am format ca om, acolo mi-am făcut liceu. M-am căsătorit în Cluj. Soția mea, Magdalena, se bucură să vă transmită binecuvântarea Domnului pentru toate familiile de la această conferință. Într-adevăr, este bine să fim împreună. Și este frumos să fim împreună. Când am vorbit cu fratele Ion Ilie, mi-a zis, pregătiți o temă pentru noi, de familie. Și l-am întrebat, cam ce v-ar interesa în direcția familiei? Pentru că familia este un subiect așa de vast, este greu să vorbești despre familie și în 100 de conferințe, dar pentru dânsul a zis, lăsați pe Domnul să vă călăuzească. Și atunci am venit cu ideea pe care o vedeți acolo, la mine în zilele din urmă, pentru că m-am gândit că este bine să găsim metode de a lucra în familie, în aceste vremuri din urmă, când familia este așa de atacată din toate direcțiile, iar legiuitorii tuturor țărilor, la ora actuală, nu sunt interesați, vreau să vă spun, deloc în familia biblică. Soț-soții se luptă unii cu alții, care mai de care să fie lăudat cine a dat cele mai sărbatice legi împotriva familiei. Deci, preocuparea cea mai mare la ora actuală este cea pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos. În vremurile din urmă, va fi ca în timpul lui Lot. Și când a spus aceasta, uitați-vă la legiuitorii tuturor popoarelor. Nu interesează familie, interesează homosexualii, interesează transgenderii și interesează toate nebuniile pe care Dumnezeu le numește o urăciune. Faptul că guvernele, legiuitorii, hotărăsc și stabilesc legi și le emit, aia nu semnează că tot ce stabilesc ei trebuie să funcționeze în biserică. Corectitudinea politică n-a fost niciodată parte din teologia biblică. Pentru că dacă cineva va zice, dar la noi este legal lucrul acesta. Poate să fie legal în fața legii, dar este ilegal înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să ne uităm la familie din perspectiva biblică și nu din perspectiva normelor sociale care sunt la modă în aceste zile. Și tot fiind de modă, nu mi-am luat cravate ca și la modă. Am zis că mă pocăiesc și nu pot cravate. Glumit.
Așa că în seara aceasta vom începe cu un mesaj care nădăjduiesc să vă vorbească. Este legat de ce trebuie să facă familia cu copiii în vremurile din urmă. Și voi citi un cuvânt care este foarte cunoscut, este simplu în felul în care este prezentat, în aparența lui scrisă, dar fiind cuvântul Domnului, este un cuvânt profund, pentru că tot ce vorbește Domnul este adânc, mai adânc decât oceanul. Amin? Psalmul 84, versetele 1 la 3. Psalmul 84, versetele 1 la 3. Ia auziți ce spune cuvântul. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspină și plânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu. Amin. Am citit de multe ori cuvântul acesta. Mie mi-este foarte drag Scriptura și vreau să vă spun spre gloria Domnului. Nu exagerez când auziți vorbim zilnic, minim 5 ore stau în studiu biblic. Asta este satisfacția sufletului meu și dorința mea de a cunoaște. Pentru că atunci când voi sta în fața poporului, să pot să vin cu un cuvânt proaspăt de partea lui Dumnezeu și cu un cuvânt care să vorbească oamenilor lui Dumnezeu spre pocăință și spre schimbare, spre transformare. Punctul special din acest pasaj biblic pe care îl vom urmări este versetul 3, unde cuvântul spune până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica în cui unde își pune cuii. După cum veți vedea, am găsit în pasajul acesta, în versetul acesta, o profeție foarte adâncă, subtilă, cum numai Dumnezeu poate să scrie și să o vorbească. Dar înainte de a intra în subiect, dați-mi voi să vă spun așa introductiv, un amănunt. Eu m-am născut la țară și în primii 13 ani de zile mi-am crescut la țară. M-am născut în casa bunicilor, locuitul vreme cu ei. Era o casă sărăcăcioasă, mică, acoperită cu paie. Și aveam o bucurie deosebită, mai ales primăvara. Primăvara veneau rândunicile și umpleau tot acoperișul casei noastre de paie, acoperite cu paie, cu cuiburi de rândunică. Pentru noi copii era un spectacol mai bun decât iPad-ul și decât internetul. Era natural. Știam fiecare cuib, pentru că urcam în pom, urcam pe acoperiș. Știam fiecare pereche de rândunici, câte ouă au făcut și câți pui am. Cam bine că urcam acolo să vedem, asta era bucuria noastră, să-l cunoaștem. Bunica nu era credincioasă, bunica din partea mamei cu care lucream atunci și avea o vorbă. Nu cumva să puneți mâna pe pui de rândunică și să-i luați de acolo, că vă uscă Dumnezeu mâna. Spai eu pentru noi, cum să facem mai așa ceva? Dar crescând și înțelegând cuvântul, am citit Biblia de la vârsta de 9 ani, pentru prima dată, din scorț în scorț, și de atunci m-am îndrăgostit de Biblia. Citind Biblia, am realizat la un moment dat că versetul 3, pe lângă aspectul profetic pe care îl vorbește, despre care am să vă prezint în această seară,
vorbește și un aspect practic. Ia uitați-vă aici. Până și pasărea își găsește o casă acolo. Termenul ebraic aici pentru pasăre este vrabie. Este un soi de vrabie. Vrabie sunt mai multe soiuri, nu este un singur soi de vrabie. Deci spune, până și vrabia își găsește o casă și bunica un cui, unde își pune cui. Știți ce? M-am gândit și ce ne-a vorbit lor. Cât de realistic este Dumnezeu în ce privește biserica și în casa lui. Cât de realistic. Sunt două tipuri de oameni din biserică. Sunt oameni vrabii și oameni mici. Vrăbiile își fac casă în casa Domnului. Pentru ei, casa Domnului este casa lor. Și de aceea sunt îndrăgostiți de casa lor. Și de aceea iubesc casa lor. Dacă au intrat în casa Domnului și au văzut o hârtie pe jos, nu se întorc arogan și strigă, unde e femeia de serviciu sau unde e serviciu? Este o hârtie aici, să vină să o ia. Se apleacă. Și unde din ea? Deoarece casa Domnului a devenit casa lor. Și casa Domnului trebuie să fie curată. Trebuie să fie sfântă și trebuie să fie în așa fel încât să poată să locuiască Domnul în ea. Nu-i așa? Dar avem un soi de oameni în biserică rândunici. Ăștia vin la biserică, se bucură de toate facilitățile bisericii și cât or fi ei de drăguți, ca și o rândunică. Pentru ei, în casa Domnului, e o plăcere să facă cuibul. Este cuibul cor, cuibul comite, cuibul între bătrân, cuibul între tine. Și când vorbești cu ei și le spui, nu-i bine ce face, ți-a stăcut cuibul în casa Domnului, ca rândunica. Își ia zborul și pleacă. Așa că, frate rândunică și soră rândunică, cred că din această conferință mergem pocăiți. Și schimbăm obiceiul de a face cuiburi. Facem casă. Amin? Amin. Mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră. Pasajul acesta, tot introductiv, reprezintă două lucruri. Primul este acela legat de nevoia de cunoaștere a lui Dumnezeu. Și cunoașterea lui Dumnezeu o realizăm cel mai bine când venim la casa Domnului. Aduceți-vă aminte de Asaf, Psalmul 73. Spune, Doamne, era gata să cad, deși m-am crezut că stare credință. Așa începe în Psalmul 73. Bun este Domnul cu cei cu inima curată. Și cu așa spune, totuși, era gata să alunece piciorul. De ce? Pentru că spune Asaf, dacă vă uitați pe parcursul psalmului, m-am uitat în jur, Doamne. Am văzut pe ăia care își bag zon de tine, le merge bine, au conturi grase în bancă, mașini ultimul vreme, cum spune românul, copii la facultățile cele mai mari și mai înalte, au asigurarea medicală cea mai bună, nu duc lipsă de nimic. Și atunci am căzut de ispită și am zis, degeaba mi-am smerit eu sufletul cu rugăciune și post, pentru că, uite, eu am făcut și infarct, am și tumoră pe creier, am și asta, am și cealaltă, avem tot felul de probleme. Și am zis, nu se merită să se slujească cineva dacă așa e rânduiala cu cei ce stau în casa ta. Și el spune apoi, zice, toate acestea le-am gândit în inima mea până când. Vă duceți aminte ce spune acolo? Până am intrat în casa ta. Casa ta.
acolo am văzut adevărul. Care este sfârșitul acestor oameni? Ei pot să se prăbătească dintr-o dată și intră în prăbăl etern, iad. Când despre mine, am înțeles că și atunci când vorbeam cu mintea unui animal, tu erai cu mine, mă țineai de mână și mă purtai prin gropile în care eu eram, ca să nu rămân acolo să mă ridici. Ce frumos și bun este Domnul! Glorie Domnului! Dar asta, deci, cunoașterea lui Dumnezeu se întâmplă la casa lui Dumnezeu. Pentru că aici suntem în preajma oamenilor lui Dumnezeu care sunt chemați ca să studieze Scriptura. Avem în biserică daruri frumoase. Și cuvântul Domnului în Efeseni, dar cum ce spune, el a dat. Pe unii apostoli, pe unii proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori, pe alții învățători. Aceștia sunt oameni daruri din partea lui Iisus Hristos. Și oamenii aceștia vor avea ce tu nu ai, ce eu nu am. Pentru că foarte des poate vi s-a întâmplat să vine cineva să spun, să vorbească cuvântul Domnului. Și dintr-un verset ca acesta din care vă vorbim această seară la inaugurarea acestei conferințe, după ce te-ai dus acasă, poate ai zis, de câte ori am citit eu versetul acesta, n-am văzut niciodată așa să fac. Sigur nu este așa. Pentru că n-ai fost dat de biserică să ai lumină unui învățător sau unui păstor sau unui evanghelist sau unui teolog. Acest este darul lui Dumnezeu dat lor și ei sunt darul lui Dumnezeu pentru noi, ca să creștem, să putem să fim luminați, să fim învățați. De aceea v-aș ruga să vă îndrăgostiți de casa Domnului. Cu adevărat. Și orice prilej, cum e și acesta, o conferință ca aceasta, să îl folosiți pentru îmbogățire spirituală și pentru a crește în cunoștința lui Dumnezeu. Și este un al doilea lucru în acest verset, pe lângă cunoaștere, este profeția de care mă vor ocupa în această seară. Este o profeție în vrabie și în întunică. Și de aceea, mesajul introductiv această conferință se intitulează profeția vrabiei și a întunicii. Și vrabia și întunica ne profețesc ceva legat de casa lui Dumnezeu și de nevoia familiei de a fi în casa lui Dumnezeu. Sunt patru profeții în vrabie și în întunică. În primul și în primul rând, vrabia și întunica, frașesorul Domnului și Domnului, ne vorbesc despre absolvirea noastră de nesemnificație. Absolvirea noastră de nesemnificație. Cine este o vrabie și o rândunică să aibă acces în casa Domnului? Și aplicat la noi, sună felul următor. Cine suntem? Și cine ești tu? Ca să fii membru din casa lui Dumnezeu. Vi se pare că este adevărat? Care dintre noi are așa valoare că poate să fie membru în casa lui Dumnezeu? Care? Toți am fost luați din păcat, toți am fost luați din gunoi, din cenușă și Dumnezeu ne-a înviat și ne-a dus înaintea Lui. Ne-a făcut membri în împărăția Sa și oameni din casa lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Deci oricând chem pe cineva să lucreze, când păstorul face apel, fraților, avem nevoie de persoană cu tare, cu tare. Știți care este scuza celor mai mulți? Eu nu sunt ca el. Eu n-am dar. Eu nu pot să fac. Eu nu mă pricep. Chemați pe alții. Asta este vrabia și rândunica. Casa Domnului te absolvă de nesemnificație.
Și când te absorbă de nesemnificație, asta pentru tine trebuie să însemne următoarele trei lucruri. 1. Acceptare. Eu sunt bucuros că Domnul m-a acceptat să fiu membru din casa lui Dumnezeu. Sunt bucuros că familia mea face parte din casa lui Dumnezeu. Și tu poți să fii. Iar dacă nu ești din păcate încă lui Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește în seara aceasta să devii membru al Bisericii lui Hristos. În casa lui Dumnezeu. Asta înseamnă acceptare. Te-a acceptat Dumnezeu. Așa cum ești, așa cum sunt. Sigur, a pus cuvântul în noi, cuvântul a născut credință, pentru că este singura cale de a naște credință în noi. Cuvântul, în soții de Duhul Domnului, bineînțeles, pentru că așa spune Sfântul Apostol Pavel. Astfel, dar credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul Domnului. Deci, nu există altă cale. Oamenii spun, eu zic că am născut în credință. În care? Credința care mântuie și despre care Biblia spune că a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, nu este credința pentecostală, ci nu credința baptistă sau ortodoxă, ci credința dată Sfinților odată pentru totdeauna este această convingere care s-a născut în inima și în mintea noastră la contactul nostru cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu Duhul lui Dumnezeu. Am realizat că suntem păcătoși și am realizat că de sub puterea păcatului și a morții eterne nu ne poate scăpa nimeni decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Asta este credința Sfinților, dată odată pentru totdeauna. Asta nu schimbă Dumnezeu. Și vrabile și vântunica, sau tu sau eu, care suntem lipsiți de însemnătate. Apostolul Pavel mergea până acolo și vorbește pe contemporanei lui, s-a mai schimbat acum societatea umană, dar când a început Scriptura, și chiar acum trebuie să realizăm. Cei mai mulți dintre noi nu sunt oameni mari, oameni învățați, oameni bogați, oameni cu poziții înalte. Apostolul Pavel spune, printre voi nu sunt mulți bogați și înțelepți în felul viacului acestui. Oameni simpli, oameni însemnați, dar avem preț în ochii lui Dumnezeu. Și acesta este cel mai important lucru. Rândunica și vrabia. Sunt două păsărele așa de mici. Și totuși au cui, au casă, în casa lui Dumnezeu. Acceptare. 2. Mântuire și înfiere. Când ai intrat în casa Domnului, ai devenit copilul lui Dumnezeu. Devenind mântuitul lui Dumnezeu, ești fiul de Dumnezeu. Ești fiul de Dumnezeu. Uitați-vă în lumea noastră, în aceste zile. Cred că ieri s-a întâmplat la cuvânt regina Angliei, nu? Dar pentru că are fii, după legea primogenitură, adică întâiul născut, Charles este deja rege. Când a intrat în casa lui Dumnezeu, prin credință, și te-a acceptat Dumnezeu, te-a mântuit, te-a făcut fiu de Dumnezeu. Ești prinț. Ești cineva, nu? Ești prinț. Ești cineva. Toată lumea vrea să fie cineva. La noi în casă, să știți că eu sunt cineva. La mine, în familie. Nu mă aud pe soție și că strigă. Cineva trebuie să ducă gunoiul. De obicei eu duc. Ești cineva în casă. Ia să te înțeles. Și la conferință se potrivește. Am devenit fiul de Dumnezeu, am devenit fii de împărat, am devenit moștenitori ai cerului împreună cu Dumnezeu și am devenit co-împărați împreună cu Iisus Hristos. Pe lângă acceptare, pe lângă mântuire, este identitate nouă. Identitate nouă. Dacă am fost neînsemnați, și-am fost. Faptul că Dumnezeu ne-a acceptat și ne-a dat o identitate nouă, acum suntem fii, prinți, regi și preoți. Suntem membri ai Împărăției lui Dumnezeu. Și pentru că suntem membri ai Împărăției lui Dumnezeu, frații și surori, doamnelor și domnilor, avem parte de niște haruri de care nu are parte lumea. Slavă Domnului! Nu are parte lumea. Hai să vă spun, ce este Împărăția lui Dumnezeu? Neprihănire, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Adică ești ocotit
sfânt prin credință. Al doilea har este pace. Nu mă mai tem că dacă voi muri, voi merge în iazul de foc și de bucioasă. Nu mă tem. Pentru că am pace cu Dumnezeu. Și pacea aceasta pe care o pune Dumnezeu în inimă, îl liniștește sufletul și îmi dă putere să merg înainte. Glorie Domnului! Pace cu Dumnezeu! M-a scăpat de moarte, de moarte eternă. M-a scăpat de iad. Îmi aminte de un bun prieten în credință, a fost ca un tată spiritual pentru mine, fratele Ilie, cred că și-a dus aminte de el, pentru că l-am dus la prești de câte ori, pe fratele Lamper de Lomb. A fost un pastor american deosebit, care a lucrat 30 de ani în Europa. Și venea foarte des în Europa, iar eu eram unul de legătură al lui în Europa, în vremea comunismului. Și spune fratele de Lomb, am avut o evanghelizare în Germania și am chemat un evanghelist american. A venit omul acesta, un evanghelist dinamic, evangheliștii sunt așa mai dinamici, îmi păsătoresc ca mine, mai lenți așa. Și spune, a chemat omul la pocăință. Și s-a întâmplat că în seara aceea când am predicat, niște prieteni, o familie, a adus la biserică pe un bătrân, peste 80 de ani avea bătrân, care n-a fost niciodată într-o biserică evanghelică. Și a ascultat bătrânul cu atenție ce vorbește acolo și păstorul evanghelist o să spună la un moment dat, dacă nu vă pocăiți, mergeți în iad. Asta spune Scriptura. Și acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și de aceea, în seara aceasta, nu puteți pleca acasă nepocăiți, nemântuiți. Trebuie să vă predați Domnul. Și a repetat de vreo două, trei ori ideea aceasta. L-a deranjat așa de mult pe bătrânul acela care a fost la biserică pentru prima dată, încât s-a ridicat din toată în picioare, dacă nu a mai fost la biserică, a ridicat mâna în sus și nemțește, halt, stop! Și a început să vorbească și am să încerc să reproduc. A zis către evanghelist, mă, se tot vorbesc tu acolo, mai departe să scrâmbinea dinților, în iadul ăla. Dacă toată lumea o să fie ca să mine fără dinți, cum o să tot descrâmbinească, mă? Însă evanghelistul a fost pe fază, pentru că era omul lui Dumnezeu. Și a zis, nu îți face probleme, tataie. Când ajunge acolo, îți dă Domnul pereche de proteze cu care să ronță-i toate veșnicile. Dacă nu se pocăiește, bineînțeles. Însă, când ești membru în Împărăția lui Dumnezeu, ai pace. Un har deosebit. Ai bucurie în Duhul Sfânt. Eu mă bucur în seara aceasta, în Duhul, înaintea Domnului. Și mă bucur de părtășirea cu dumneavoastră. Mă bucur în Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. Ai autoritate peste Satan și peste toți dracii. Așa spune Scriptura. Matei 10 cu 1. Și așa te luau Luca 11 cu 20. Să poți să ai autoritate peste toți dracii și peste Satana. Ești membru Împărăției și e om fără certificație. Că Domnul te-a absolvit, m-a absolvit, ai autoritate peste puterea celui rău. Membru Împărăției Divine. Ai harul vindecării divine. Fratele Camelien este cu noi seara aceasta. L-a scăpat Domnul de COVID-ul acesta amărât care a venit peste toată lumea. De ce? Pentru că Domnul l-a iubit și și-a întins mâna peste el. Și merită Domnul lăudat pentru asta intervenție. Alt har este puterea Evangheliei. Alt har acces imediat la Împărăția lui Dumnezeu. Al har, prezență divină cu tine. N-am venit singur aici, să știți, am venit cu Domnul. El a fost cu mine pe tot parcursul călătoriei. A fost cu mine în toate necazurile mele de-a lungul vieții. Luna aceasta, prin harul Domnului, voi face 68 de ani. Mulțumesc! Slavă Domnului!
Tot timpul Domnul a fost cu tine. Tot timpul a fost cu tine. M-a sculat din moarte. Mi-a vindecat strucul. Și cred că Domnul m-a apărat și cu tumora care era. Ca să pot să rămân în familie, să pot să rămân în biserica Domnului. Amin. Și să pot să mă bucur încă mulți ani ca și înainte în slujirea lui Dumnezeu. Amin. Iar dacă vrea Domnul să mă duc acasă, am pace cu Dumnezeu. Amin. Pentru că știu unde mă duc. Amin? Amin. Știu unde mă duc. Deci, intră în casa lui Dumnezeu și rămâi în casa lui Dumnezeu, căci Domnul te absolvă de nesemnificație. Este prima profeție a rândunicii și a prânii. Dar trebuie. Frate și rândunica ne vorbește că Dumnezeu ne absolvă de lipsa de neodihnă. Toată lumea e obosită astăzi. Toată lumea e obosită. Dar în casa lui Dumnezeu găsești odihnă. Nu te mângâie o cântare însuțită de Duhul Domnului? Amin, te mângâie. Încep să plângi, nu știi ce plângi. Este Domnul cu tine acolo. Și îți liniștește sufletul. De aceea a spus Iisus Hristos, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da ce? Odihnă. Pentru suflet. Deci poți să ai tot euro din lume și dolari. Dacă n-ai pace cu Dumnezeu, n-ai odihnă să o trăiască. Cum spunea multimiliardarul american, Rockefeller, John Rockefeller, uite, dar urmași și lui, păstrează miliarde. Cineva la interie face a spus, domnule Rockefeller, sunteți cel mai bogat om din lume, pentru că vremea ce? Sunteți multimiliardari. Aveți pace, aveți liniște. Când este un om mulțumit? I-a pus ea despre întrebare. Rockefeller, când ai un pic mai mult. Niciodată n-ai să fii mulțumit. Niciodată n-ai să ai liniște, o dignă sufletească. Însă în prezența lui Dumnezeu, ajungi să spui ca Habacuc. Habacuc s-a plâns, ca și mine și ca și tine. Doamne, a venit asirianul peste noi. Și dacă vă interesează să cunoașteți istorie, intrați pe internet, poate cel mai repede, pe Google, și accesați Imperiul Asirian. A fost unul dintre cele mai sălbatice imperii din lume. Așa cum sunt teroriștii musulmani de astăzi. Nici o considerație pentru viața omului. Nici o considerație pentru plăcerea lor, distracția lor era, după ce invadau o țară, luau prizonieri cu zeci de mii. Și îmi cer iertare pentru cei mai tineri, că poate voi fi prea grafic pentru ei, dar îi ducea în piața centrală a cetății, Ninive, sau, mă rog, unde era capitala, unde stătea împăratul, și în prezența tuturor. Îi jucuiau de vii. Ăsta era tratamentul lor. În văzul tuturor, îi jucuia de vii, apoi presăreau care rezistau și mureau în condiția aceea, îi presăreau cu sare, cu piper, cu tot felul, iar deal și din pieile lor, limbile lor, din pieile condamnaților, își făceau scaune. Ca la evenimente importante să șadă pe ele, și să poată să vadă toată lumea ce se întâmplă celor care se împotrivesc Imperiului Asirian. Și Habacuc a plâns și a zis, Doamne, a venit Asirianul peste noi. N-are respect pentru bătrânii noștri, e omoară pe stradă. N-are respect pentru femeile însărcinate, le taie pântecele și le scot copii din pântecele mamei în sală. Sunt sălbatici, Doamne, până când? Și Domnul i-a dat un cuvânt, ți-a spus, tu stai la postul tău de vedere și așteaptă. Pentru că am un plan care se va împlini cu voi și împotriva acestui imperiu sălbatic. Și până să nu se împlinească planul, Habacuc și-a găsit o dignă sufletească. Ce
cele mai celebre cuvinte de îmbărbătare din Biblie, printre altele cuvinte. Chiar dacă Asiria nu vine, chiar dacă via nu-și mai dă rod, chiar dacă grâul nu mai există pe câmp, chiar dacă boii din grajduri ne-au fost luați, eu tot mă voi bucura în Domnul și voi lăuda numele Lui Cel Sfânt. Cum să-ți găsești liniștea și o dignă să o plătească în asemenea împrejurări? Este pacea pe care o dă Dumnezeu. Vrabia și rândunica și-au găsit o casă acolo, au găsit-o dignă. Pentru că și-au dat seama că la casa lui Dumnezeu nu le deranjează pisicile. Nu le deranjează alte răbitoare. Noi avem un răbitor care este toată ziua ca un leu după noi. Știți cum îl cheamă? Diavolul. O să-mi dea dușa spune. Răgnește ca un leu și caută pe cine să scârși. Apostolul Pavel va spune, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stat cu mine. Și câți o fi promis ca și cum se întâmplă în zilele noastre. Frate, ai nevoie, eu cunosc pe primarul, eu cunosc pe cutare, eu cunosc pe doctorul cutare, te duc eu acolo, vin cu tine și te traduc, vin și te ajut. Și te duci. Și nu nimeni. La întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au plăcut. Să nu le zic, Domnul să vă dea lângă acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a izbăvit din gura leului. O glorie Domnului! Asta este pace, asta este o dignă sufletească. Vrabia și rândunica cu un creier mai mic decât vârful degetului mic. A înțeles că are securitatea la casa Domnului. Poți să înțelegi și lucrul acesta? Lipsa de o dignă este aplicabilă din două puncte de vedere. Odată, mântuirea. Matei 11, 28, 29. Toți cei trudiți și împovorați, veniți la mine. Pentru că asta este casa Domnului. Așa a spus Domnul despre ea, casa mea. Și de aceea este valabilă casa, ca să ia o dignă păcătosului. Dar casa Domnului are a doua aplicație. Are aplicație pentru fii risipitori. Poate în seara aceasta vorbesc la un fiu risipitor. Ai cunoscut pocăință. Ai cunoscut bucuria mântuirii. Ai cunoscut bucuria Duhului Sfânt. Și ai devenit un fiu risipitor. Ai ajuns la porci. La porci nu. Și ai zis, pe mine nu mă mai poate mântui Dumnezeu. Pe mine nu mă mai poate izbăvi Dumnezeu. Pe mine nu mă mai poate ierta Dumnezeu. Dragul meu, câtă vreme ești în viață, atâta vreme te poate mântui Dumnezeu. Atâta vreme. Nu când ai terminat cu viața. Dacă puteți să puneți pe ecran pentru frații. Marcu 2:10. Uitați-vă la acest verset. Poate vorbesc unor oameni care stau în cumpănă. Nu mai au o dignă sufletească. Nu mai au liniște. Ați spus? În spatele ecranului încă nu știu să citesc. L-ați spus? Aleluia. Dacă vă uitați pe el acolo, zice, dar ca să știți că Fiul omului are putere, vreau să citesc mai tare. Are putere pe pământ. Când ești la 2 metri sub pământ, nu mai ești pe pământ, ești sub pământ. Puterea Domnului de a lucra cu tine și cu mine e pe pământ. Câte vreme mă miști și câte vreme te miști, Domnul Iisus te iartă. Tatăl Ceresc vechează tot timpul și așteaptă ca pe Fiul Risipitor să vii. Vrea să-ți spună din nou
haina Mântuitului pe tine. Vrea să spună din nou inelul autorității în deget. Vrea să spună din nou râvna Evangheliei în picioare. Și mai mult, Tatăl n-a tăiat un vițel pentru tine. Tatăl a dat pe singurul lui Fiu, pe mielul lui Dumnezeu. Are un ospăț necurmat. Glorie Domnului! De aceea, învață de la răbdare. Dacă vrei să-ți găsești un timp, este casa ta. Este casa ta. Și vină aici cu copiii la casa ta. Dacă ești descurajat, vină la casa ta. Dacă ești în depresie, vină la casa ta. Dacă ai avut pierderi mari, vină la casa ta. Îți vei regăsi o inimă care o râvnești de câta vreme. Și mă rog ca Domnul să te ajute să poți să faci o decizie în această privință. Când lipsești de la casa Domnului, devii necredincios bisericii, pierzi binecuvântările întâlnirii cu Iisus Hristos ca și Toma și pierzi înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu care te poate pune în picioare. V-am amintit de asta, aduceți-vă aminte. Toate acestea le-am gândit până când am intrat în casa Domnului și am auzit sfârșitul de la urmă al celor ce nu te cunosc și al celor ce te cunosc. Cum l-am auzit? Din cuvânt. Cuvântul te liniștește. Cuvântul te viață. În al treilea rând, rândunica și frate vorbește despre absolvirea de nesiguranță. Lumea în care noi trăim este o lume care, dacă are ceva, inspiră frică și nesiguranță. Este așa sau nu este așa? Economia merge prost, familiile sunt în ruină, multe de multe. La mulți copii sunt pe drumuri și avem incertitudine. Frabia și rândunica e interesant. Două păsărnici au găsit siguranță la casa Domnului. Cum vă spuneam mai înainte, de ce să se mai teamă de pisici? La casa Domnului nu sunt pisici. De ce să se teme, să se teamă de lei și de tot felul de prădători? În casa Domnului nu sunt prădători. În casa Domnului sunt miei lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu. Când ai devenit copilul lui Dumnezeu, nu mai trăiești în nesiguranță. Știți de ce? Pentru că Domnul care te-a mântuit, Domnul care ne-a mântuit, este Domnul care ne poartă poverile și este Domnul care ne poartă războaiele. Ne poartă poverile și ne poartă războaiele. Și atunci, sunt nesiguranță? Nu. Am liniște. Am liniște. Povestea un tată și-a primit copilul la școală. Acum încep școală. Vino. Și copilul era prin clasa a patra. Mergea și acasă venea plângând și a spus, eu nu mă mai duc la școală. A fost învățat de părinți, de tată și de mamă, să nu se bată cu mine, dacă cineva l-a lovit, să rabde, să fie cu minte, să fie ascultător. Și el a pus la inimă lucrurile acestea. Dar la școala la care el se ducea, unul dintre băieți era așa mai mare, mai bully, mai bătăios. Și pentru că l-a văzut că el tace și că e liniștit, îl bătea în fiecare zi. Când a venit asta de acasă, dacă e cu gât, el a venit fi, m-a lovit mai rău. Tatăl lui a zis, te duci și noi de la școală și să vezi că nu ți se întâmplă nimic. De mâine nu ți se întâmplă nimic. N-a avut copilul nici de mâncare. Nu l-au lăsat la dinții, au zis, uite cum faci. Mama îți pregătește sandwich, dar spune un sandwich în plus. Și când acest bătăuș vine la tine,
is going to beyond our sins. Vreau să mă bat în mulți dauți. Așa scrie în Scriptură și așa ne învață Domnul Iisus Hristos. Și o să vezi că nu se mai întâmplă nimic. S-a dus copilul la școală, vreme, vreme. Cine era în întâmplirea? Cine crezi că a întâmplirea? Bătăușa. A venit la el, s-a apropiat de el și când s-a apropiat de el, la un moment dat s-a oprit și a început să se dea în apă. Să se dea în apă. Și copilul s-a mirat. Este de bătăușa în apă. Până când a văzut o umbră mai lume decât el. Este el. Asta. Când s-a întors în spate, s-a dus cu el fără să știe, a dus și s-a dus să vadă ce face. Dacă ușor nu a scut pe el, când a văzut pe tata, s-a dat înapoi. Tata i-a zis, că ăsta e băiatul meu, el e un băiat cu mine. Eu cred că și tu ești cu mine, dar tu ai profitat. Uite, băiatul meu, nu vrea să se răspunde, nu vrea să se ducă la principalul școlii, la directul școlii. Te pot duce eu, dar i-am pus două sandwich-uri pe el. Unul este al tău și unul băiatului meu. Și voi trebuie să știți cei mai buni prieteni astăzi. Stimata. Când tata stă în spatele nostru și ne apără, glorie Domnului. Nu suntem în nesiguranță. Dar noi trebuie să rămânem în cuvânt. În ascultare. Trebuie să rămânem în casa Domnului. Este așa că zice. Poate că unii dintre noi ați auzit de părintele Iosif Trifa din România. Părintele Iosif Trifa a fost un preot ortodox care a fondat oastea Domnului. Un om care s-a născut din nou, citind Scriptura și recitindu-o, dogmele noastre ortodoxe și toate tradițiile pe care le avem, astea nu sunt multe. Și omul s-a convertit și a pus bazele oastei Domnului. Când eu eram copil, încă mai circula o carte, nu știu dacă n-au reeditat-o acum oastea Domnului după ce s-au legalizat și s-au eliberat lucrurile și nu în ea, n-am auzit, dar o să mă interesez, pentru că mi-a plăcut. Părintele Trifa, preotul Trifa, a umblat în toată România cu mesajul Evangheliei și pentru timp pe unde se ducea, culegea întâmplări de la oameni despre întâlnirea lor cu Dumnezeu, despre pocăință, despre felul cum le-a făcut bine. Era bun prieten cu părintele Panaitescu, dacă l-ați ținut minte pe bătrânul Panaitescu. Un alt preot ortodox care s-a pocăit la creștin după Evanghelie, ca alături de cu Dumnezeu și de numitul Panaitescu, mulțumesc. Părintele Trifa spune, am întâlnit în Moldova această femeie. A venit la mine și a zis, părinte, degeaba ne tot spuneți dumneavoastră să ne pocăim, că nu lucrează pocăința. De cum nu lucrează? Păi zice, eu cu vecina mea nu mă pot înțelege nici în ruptul cap. Atâtea rele îmi face, bate în gardă, îmi taie din porumbă. Orice încerc, nu pot să fac pace cu ea. Și zice părintele, am întrebat și am zis, Doamne, mai este de tot. Să o încercați pe asta. Care părinte? Deci este metoda cărbunilor aprinși. Ați încercat metoda cărbunilor aprinși. Și eu zice, părinte, de Trifa scria în cartea aceea, spre surpriza mea, femeia mi-a zis, părinte, ce cu apă, chiar așa, n-am încercat, dar cu apă bucurgită am dat după ea. Metoda cărbunilor aprinși este să faci bine ce nu se-ți face rău. Să binecuvântezi pe cei ce te blastă. Și să ierți pe cei ce ți-a făcut nedreptate. Atunci,
Domnul lucrează în dreptul tău. Domnul lucrează în dreptul meu. Domnul știe că suntem vulnerabili. Știe că suntem așa de vulnerabili și de fricoși și de nesiguri ca o rândunică și ca o vrabie. Dar Domnul este apărătorul nostru. Este izbăvitorul nostru. Este tăria noastră. Este puterea care trece peste puterea celui rău. Domnul care zilnic ne poartă războaie și ne poartă de grijă. Măriți să fie Domnul. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, cea mai profundă profeție de la răpunică și de la grabie este absolvirea din necunoscutul. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde-și pune pui. Fraților, uitați ce profeția tâncă este în totul acesta legat de copilii și de copilii. Este o profeție care ne spune casa Domnului este securitate pentru copiii tăi. Este securitate pentru copiii tăi. Vrabia și rândunica, ce-și pun acolo, la casa Domnului? Ce-și pun? Pui! Pui! Dar pui nu știu unde sunt. Vrabia și rândunica cu un creier mai mic decât degetul, vârful degetului mic de la deget, de la mâna noastră, are atâta minte să-și pună copiii în casa Domnului. Și noi să stăm nepăsători? Oare n-a fost Iisus Hristos cel care a spus lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți? Securitatea lor este aici. Pentru că aici se întâlnesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Aici se întâlnesc cu minunile lui Dumnezeu. Aici se întâlnesc cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Ce ți-e ție mai scump? Ce ți-e ție mai scump? Nu este așa că viața pentru noi părinții ce mi-a spus sunt copii. Eu aș face orice pentru copii. Mi-aș da viața lui. Dacă vrem securitate pentru copiii noștri, trebuie să-i aducem în casa Domnului. Pentru că obișnuindu-i cu casa Domnului, au șansa să rămână în această apărare divină și necunoscut. Oare ce se va întâmpla cu copiii noștri? Totul nu întreabă. Oare ce va fi de copiii noștri? Cum merge societatea? Dacă fiii și fiicele noastre au fost aduși de mici în casa Domnului, fiii și fiicele noastre vor cunoaște protecția lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine ce vă spun. Și acum uitați-vă la cuvântul pe care îl folosește psalmistul când spune acest verset. Puneți din nou în versetul 3 din psalmul 84 pe scris, pe ecran. Cu ce cuvânt începe? Până. Până. Până și vrabia și rândunica. Adică vrea să mă muște pe mine și vrea să te muște pe tine și să zică, Domnule, dacă până și o pasăre neînțeleaptă își pune copiii, pui la adăpost în casa Domnului, tu nu ești așa de înțelept să-i ții pe copii în casa lui Dumnezeu? Să gândească o pasăre mai mult decât noi? Doamne Iisuse, ai milă de noi. Amin. Și ai milă de casele noastre. Amin. Ai milă de copiii noștri. Amin. Până și
până și el lumina. Dar tu nu? Tu nu? Ce faci cu copii? Societatea modernă, ca să nu ne tot bată la cap, le cumpărăm telefon mobil, le cumpărăm tabletă și lăsăm să-i crească telefonul și tableta. Și computerul. Și credem că am rezolvat problema cu copii. Sau liniște. Puneți pe ecran, vă rog, 1 Samuel, capitolul 13, de la versetele 19 la 22. Le luăm așa, pe 1 Samuel 13, 19 la 22. Iisus? Uitați-vă bine. În toată țara lui Israel și acum era în război cu Filistei, nu se găsea niciun fierar, căci filistenii ziseseră să împiedicăm pe evrei să-și facă săbii sau sulițe. Ascultați bine? Și fiecare om din Israel se pobora la filisteni ca să-și ascultă fierul plugului, coasa, securea și sapa. Când se tocea sapa, coasa, urca cu trei porne și securea, și ca să fac vârf, facă vârf țepușii cu care nu au vârf. Și versetul 21. Și s-a întâmplat că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suniță în mâinile întregului popor care era cu Saul și Ionatan. Numai ei doi aveau sabie. Filisteanul a fost șmecher. Să nu-i lăsăm să-și asculte armele de război, nici armele de lucru. Să vină la noi să le asculte. Nu observați că este oglinda societății de astăzi? Nu o să le mai spună părinții la copii cum e familia reală. Tată și mamă. Un tată și o mamă. Și se răspunde la copii că e bine să fie și doi tați. Și dacă îi zice la unul mamă, și așa e bine. Sau numai două mame. Și dacă îi zice la una din ele tată, și așa e bine. Întrebare. Cine ascunde mintea copilului tău? Cine? Televizorul? Computerul? iPhone-ul, iPad-ul, până și vrabia și până și rândunica știe că securitatea copiilor și viitorul copiilor este în casa Domnului. Frașisilor, doamnelor și domnilor, ascuțiți mintea copiilor cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i rușine să-i trimiteți pe copii aici în față și să spună pe de rost un verset, un cuvânt din Biblie. Chiar dacă avem și noastră problema care o avem noi în Statele Unite, de mai multă vreme, că suntem mai vechi acolo, nu o să vorbească bine românește, o să vorbească mai mult spaniolă, că sunt școală. Dar puneți în mintea lor cuvântul lui Dumnezeu. În Chicago, un pastor din Chicago, ți-a primit un bilet, mama a zis, copilul meu vrea să le citem Psalmul 23. Dar limba română. Când? L-a anunțat, 7 ani. A venit copilul la microfon, mama s-a pus în bancă din față ca să-l ajute. Domnul este, și a zis, pastorul meu, nu voi duce lipsă de nimic și a ajuns la peste patru tune și capul cu un de lemn. Și a auzit dacă nu o să spună copilul. Și mama a zis, tu nu-i capul cu un de lemn. Dar nu înțeles bine românești.
Și a zis mai tare, tu mi-ungi capul cu un de lemn. Și copilul, și tu ne ungi capetele noastre de lemn. Câteodată cam așa sunt capetele noastre. Lăsându-vă filisteni să ascultă mintea copiilor noștri. Nu-i bine, frate. Nu-i bine. Ce avem noi mai scump? Copiii noștri. Copiii noștri. Iubiți-vă. Dar iubiți-i aducându-i în casa ta. Ascuțindu-ne mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. Ascuțindu-ne mintea cu morala creștină. Ascuțindu-ne mintea și spunându-le că nu este bine să fie doi tați într-o casă și două mame într-o casă. Ascuțiți-ne mintea și spuneți-ne adevăr. Cuvântul Domnului spune, fierul ascultă fierul. Dacă este ceva mai puternic decât cuvântul lui Dumnezeu ca să asculte mintea copiilor noștri, eu nu cred. Dar este datoria noastră ca părinți, ca bunici. Să le spunem la copii adevăr. Deci, prima mare descoperire a rândunicii și a vrăbii. Să nu se teamă oare ce va fi cu copiii noștri, că vine vara și trebuie să ne plecăm din nou spre țările calde. Unde să-i punem? În casa Domnului. În casa Domnului. Ce ai tu mai scump? În casa Domnului, copii. Și al doilea lucru pe care îl avem mai scump, știți ce este? Sufletul nostru. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Domnul este autorul sufletelor noastre și proprietarul lor. În Ezechiel 18:4 spune, toate sufletele sunt ale mele, zice Domnul. Crezi lucrul acesta? Sufletul nu este al tău, nu este al meu. Sufletul, dă-mi voie să spun, ne-a fost dat cu împrumut. Ne-a fost dat cu împrumut. Dacă vă uitați în Luca 12, de la 16 la 20, știți pasajul acesta, Luca 12, 6 la 20, o să ne vedem și pe ecran, eu să încerc să citez în Scriptură, este vorba despre acel om bogat, la care toate i-au mers bine în vremea COVID-ului. Și ne-a spus bine de aceasta, țarina unui om bogat rodise mulți. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis, iată ce voi face. Îmi voi strica grânarele, deci depozitele, și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și ascultați acum. Ascultați culmea, acum culmea idioțeniei. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă și bea și veselește-te. Un om mai neînțelept ca și acesta este greu de găsit. De când se hrănește sufletul tău cu porumb și cu fasole? Că ăsta e rude țarina. Suflete, veselește. Dar în cuvânt spune mai departe, dar Dumnezeu i-a zis, uitați-vă bine la cuvânt, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere și care-i cuvântul folosit acolo. Înapoi, sufletul, pentru că ți-a fost dat cu un împrumut și ți se cere înapoi. Cine ți l-a dat, are dreptul să-l ceară.
este proprietatea lui Dumnezeu. Ce avem noi toți mai scump, și noi părinții, și bunicii, și copiii, este sufletul. Este sufletul. Dacă vei zice și ai zis, nu știu ce să vă mai alege și de mine, și de casa mea, și de viața mea, și de sufletul meu, eu vreau să spun ce se poate alege. Dacă îngrijești de suflet cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciune, cu post, cu părtășie frățească și cu participare la viața Bisericii lui Hristos și nu-L hrănești cu fasole, cu porumb și cu grătare chiar, ale le dai la tu, dacă sufletul se hrănește cu ce vine de la Dumnezeu. Și este cel mai scump. Într-o zi o să zică Domnul Nazare, am venit să ia ce este al meu. Am trecut de acolo. 5 zile am fost în altă lume. Putea să mă oprească pentru totdeauna. Oare a dus la viață? Îi mulțumesc Domnului pentru harul acestui. Am înțeles și am realizat cât de important este să am grijă de suflet. Să am grijă de suflet și de copiii mei, de casa mea. Și am zis atunci, Domnule, dacă până și rândunica și vrabia pricep lucrul acesta, eu să fiu mai nepriceput decât el. Ce ziceți? Este profeția dâncă în relația acestor două păstre cu casa lui Dumnezeu, cu puiilor și cu deșteptăciunea, dacă vreți, cu care și-au pus puii și-au făcut puii și casă în casa lui Dumnezeu. Yes. Dacă vrem viitor și să nu ne temem de cunoscut, viitorul nostru este aici. Cu siguranță că este aici. Pentru că vă întorc din nou la Psalmul 73. Asaf, tocmai de asta s-a temut. Tocmai de asta s-a temut. Și auziți-l pe Asaf. De la versetul 16. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep. Deci merge bine la cel rău, la cei bogat, la cei rău, la cei ce plastă, la cei ce fac toate. Dar m-am gândit mult, dar fratar cum mi-a fost truna. Până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Da, tu îi pui în locuri anume coste, și arunci în prăpă. Cum sunt nemiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți pentru sfârșirea praznic. Ca un vis la deșteptare, așa le vedeți chipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Când mi se apăra, inima și mă simțeam străpus în mărutaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc, ca un animal înaintea Ta. Dar auziți ce descoperi la casa Ta. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă și n-am știut, Doamne. Și atunci când eram rebel, când eram risipitor, m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Acolo unde merge sufletul o să meargă și pe corul acesta, dar un trup de glorie. Ca al Domnului Iisus Hristos. Carnea și inima pot să mi se prăpădească. Fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată, cei ce se împărtează de tine pierd, tu nimicește toți cei ce sunt necredincioși. Că despre mine, fericirea mea este să mă apropiu de Domnul. De Domnul. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Iar eu vă spun, chiar dacă carnea se nimicește și voi rămâne numai piele și oase, auziți ce spun,
voi vedea totuși pe Dumnezeu. Ochii mei îl vor vedea, nu al altui. Amen. Și se spune el, sufletul meu tânjește în mine, de formă acesta. Tânjește și în tine, sufletul să vezi pe Domnul. Venirea lui este aproape. Uitați-vă în jur, trăim vremurile din urmă. Uitați-vă la Israel, trăim vremurile din urmă. Uitați-vă la starea bisericii, trăim vremurile din urmă. Sfârșitul veacului este peste noi. Cum arată casele noastre? Cum arată copiii noștri? Cum arată siguranța ta? Dacă vrei să fii important, să fii cineva, Iisus te poate face. Te poate mântui. Te poate face un copil al Lui. Te poate face un slujitor al Lui. Și dacă ai înțeles că înțelepciunea ca să rămâi copil al Lui Dumnezeu este în casa Lui Dumnezeu, atunci iubește această casă. Prețuiește această casă Lui Dumnezeu. Sau acolo unde te închid Domnul, în casa în care te închid Domnul, prețuiește casa aceea. Și fii loial. Și fii gândește-te pe tine. Și pe tine. Va fi spre tine de tău.